Da, bună seara, oameni buni și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Daruri Muzicale. Vă spune în această seară Liliana Savin împreună cu ai mei colegi din regia de emisie, Mircea Brehuiescu, Radu Țanu și Cristina Clara Condurachi. După cum ați putut vedea așa în deschiderea emisiunii, va fi o emisiune altfel în această seară, o misiune instrumentală, plină de tinerețe și de voie bună. Am început cu un mulți ani trăiască, pentru că avem și un sărbătorit, un prieten drag, un coleg, profesor, și iată a venit însoțit în această seară de elevi dumnealui și îi spun bun venit și bună seara domnului Florin Vecliuc. Bine v-am găsit! Bună seara! Nu ne-am văzut de foarte multă vreme. Iată, țin acum, cu ocazia zilei de naștere și prezența în emisiune, să vă urăm din partea colectivului Rapsodiata la mulți ani, cu multă sănătate, din partea familiei, din partea elevilor dumneavoastră. Mulțumesc din suflet! Ce să zic, sunt copleșit de... Adică nu putem, trece da? Așa, chiar nevăzut peste acest eveniment din viața dumneavoastră. Ce am făcut-o, așa zic eu, mai elegant și acolo să ajungă la sufletul dumneavoastră, pentru că eu sunt convinsă că acești tineri minunați sunt alături de dumneavoastră. Florin Vecliuc este acordeonist și profesor de acordeon la Școala Populară de Arte din Botoșani. Vine dintr-o zonă bogată în tradiții și obiceiuri, o zonă sănătoasă în tradiții, Tudora Botoșani. Și iată, de mic copil a îndrăgit acest instrument, a studiat... un liceu de muzică sau nu zic bine? Inclusiv licențe și master în muzică, studii conservator, sunt. Master în muzică. Dacă îmi permiți, studiile sigur. Principale zic că încep acolo în familie. În familie unde asculți muzică, primul profesor pot să spun că a fost tatăl meu. Ion Vecliuc, Ioan Vecliuc de la Tudora. Are 80 de ani, face anul acesta. La mulți ani, sănătate. Da, am moștenit auzul muzical de la el foarte bun. Nu știa să-mi arate clape sau note, dar îmi spunea, vezi, acolo la capătul piesei nu-i corect, mai fă-i ceva. Deci, cântam în casă, el asculta la geam, pur și simplu ca orice părinte care își ascultă copilul. Și atunci îmi spunea, vezi, la partea a doua ceva nu-i bine. Deci nu era profesor, îmi spune notele. Atunci învățam după ureche. Mai târziu, bineînțeles că am urmat cursurile școlii populare de artă la clasa profesorului Țurcanu Dumitru, reposat, care săptămâna trecută a trecut la cele veșnice. Condoleanțe și Dumnezeu să-l ierte. Și apoi am făcut facultatea de arte, apoi master la acordeon și tot așa studiile au tot continuat, pentru că nu te poți opri. Ori în muzică, ca în orice domeniu, adică te plafonezi în momentul în care nu continui studiile. Da, da, și tot timpul avem ceva de învățat. Da. Muzica se studiază zilnic, nu se studiază într-un an, în doi, în trei. Da. De cât timp sunteți profesor la Școala Populară de Arte? Anul acesta, 8 ani. De 8 ani sunt profesor aici. Mulți înainte. Mulțumesc. Ce să zic? Cum e să lucrezi cu tinerii, cu elevi? Pentru că a fost așa un început, ceva nou pentru dumneavoastră. Nu e ușor, dar e frumos. Așa, în două cuvinte, nu e ușor, dar e foarte frumos. Ce să spun? Vin la început cu cunoștințe de muzică, foarte puțin, mai împinși de părinți, mai dorința aceasta a afirmării. Și după scurt timp o să spun că ajung, majoritatea dintre ei au 2-3 ani de studiu. Sunt și excepții, cum e Angel, cum sunt câțiva dintre ei care au ajungem să-i prezentăm care au făcut și pe ceva ei. Pian și atunci e altceva. Sigur. Dar acordeonul nu au foarte mult de când studiază. Da. Da, cu toții probabil au acea țărucă de talent de la Dumnezeu, talent divin. Aptitudini muzicale au toți. Dar talentul și aici la școală așa se șlefuiește aceste talente. Prin muncă multe. Da. Haideți să îi și prezentăm pe acești tineri minunați. Așa, dar, dragi telespectatori, rămâneți în fața micului ecran pentru că va fi o emisiune, am spus eu, mai altfel decât sunteți obișnuiți așa în fiecare seară, cu multă muzică instrumentală și vom asculta și muzică populară și un vals și un tango. Așadar, rămâneți că
Nu aveți nimic de pierdut. Și o să începem prezentările chiar de acolo, din stânga. Să prezentăm pe Raluca, domnișoara. Să începem, deci, că este singura domnișoară. Nostru, da. Aici, din dreapta mea. Bună seara și bine ai venit. Ești pentru prima oară la noi, la Rapsodia? Da. Da. Cred că cu toții. Nu, mai puțin Șerban, cred. Da, Șerban am fost, da. Și Anduțu, cred că mai fost. Da, bine ai venit și sper eu să-ți port noroc. Mulțumesc. Da, cum te numești la cameră, da? Mă numesc Raluca Pinaru Raluca, am 16 ani. Unde înveți? Învăț la Liceul de Artă din Botoșani. Și la... Școala Populară, da, Comuna Vreme, județul Botoșani. De când ești la Școala Populară? De 5 ani. De 5 ani. Da, a fost 3 ani la acordeon și acum a venit la orgă. Am înțeles. Deci avem și această posibilitate de a continua la alt instrument, dar lucrăm în paralel. Cum ți s-au părut primii 3 ani la acordeon, Raluca? Foarte interesant. Uite, dar mai ales că chiar este foarte interesant pentru o fată să fie la acordeon. Nu știu, nu e greu pentru tine? Ca și greutate chiar. M-am obișnuit. Sunt atâți ani în urmă, m-am obișnuit cu greutatea. Bine. Nu știu, te simți așa protejată de colegii tăi? Da, sunt foarte protector cu mine. De așa este și frumos. Nu știu, ce ne puteți spune despre Raluca, domnule profesor? Prins prima dată când am venit, dar am mai avut o fată la acordeon înaintea ei, Andreea Gheorghiță, care a terminat 3 ani la noi, a luat alte rețete, a terminat 3 ani. Deci știam cam cum lucrează fetele și acordeonul. I-am recomandat o dată orga, nu acordeon. Dacă vrei, acordeon să fie. De ce ai vrut? Scuzați. Are o experiență foarte interesantă cu primul concurs la care a participat, unde orchestra s-a oprit la final, că nu mai reușea să ducă și era supărată. Dar așa și-a pus ambiția, că următorul an a luat premiul întâi la același concurs. Deci, o ocazie unde un pas în față. Raluca, de ce nu ai ales alt instrument? Vioara, de exemplu, așa pentru o fată. Tatăl meu a cântat la acordeon și am prins drag de acordeon de la tata și am început, i-am spus tatălui meu că vreau la Școala Populară de Artă și atunci am venit la școală. Da, cu siguranță așa este așa o cireașă, ești cireașa de pe tort, cred că acolo unde te duci, mai ales însoțită. Mai avem 6, am 6 fete la acordeon. Am înțeles. O să le prejim și celelalte. Da, vă așteptăm cu... Data deci aici sunteți cu parte. 6 fete și un băiat o să vin data viitoare. Am înțeles. Mai departe te rog, Raluca, să predai microfonul. Bună seara, cum te numești? Bună seara, mă numesc Avornicesei David. David. Am 12 ani. În ce clasă ești? Sunt în clasa 6-a la școala gimnazială numărul 10 Botoșani. Cum ai prins tu drag de acordeon, David? Păi părinții m-au sfătuit să mă înscriu la Școala Populară de Arte și am făcut 3 ani de orgă, iar acum sunt în anul 2 de acordeon. Orga tot cu domnul profesor? Da. Da. Nu știu, cum ți se pare domnul profesor așa? Este sever cu voi? Nu, este chiar bun și... Acum zice, că acum să vă audă, da? Nu știu, ai participat la concursuri, David? Da, am participat. Nu știu, ți-aduce aminte așa unul cel mai important pentru tine? Odată la MOL am fost... Și am cântat la orgă. Cred că mai bine știu eu că ei. Da, da. La Tineri Speranțe au participat, da, la câteva concursuri. Unde au luat premiul 1, premiul 2, deci au toți, au premii foarte bune. Raluca și Șerban cred că sunt vârful la concursuri. Da, acum să începem așa din partea cealaltă. Bună seara, Șerban, cred că ești tu, da? Bună seara. Andrei Gavril. Andrei, am zis eu că o să vă botez, da. Cum te numești? Mă numesc Gavril Andrei. Da, câți ani ai? Am 19 ani și sunt elev la Liceul de Artă Ștefan Lucian. De când la Școala Populară? Am făcut 6 ani Școala Populară. 33. 3 ani la orgă și la acordeon. Da, probabil și la Liceul de Muzică ai... La Liceul de Artă studiez contrabasul. Contrabas, am înțeles. Instrument greu. Nu știu, ce-ți dorești pentru viitor? Ești în clasa 12? Da. Da. Uite, ce-ți dorești pentru mai departe? Te așteaptă un an greu, un an decisiv? Da. Vreau să urmez studii la conservator pe acordeon.
Bravo, felicitări, să-ți ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Cred așa cum prin perioada care trecem nu ne bucură pe niciunul dintre noi, dar sper să îți ajute Dumnezeu să-ți atingi scopul. Mulțumesc. Da, mai departe. Bună seara și bine ai venit. Cum te numești? Bună seara, mă numesc Codan Sebastian, sunt elev la Liceu de Arte, am 18 ani și vin din satul Murguța. Murguța, Ștefănești, Murguța, acolo, da. Și la școala populară, în ce an? Am făcut 3 ani de acordeon și acum m-am înscris la al patrulea pentru orgă. Da, e mai comod un pic la clapă, la orgă, nu? Așa cred că e mai comod, dar... Nu e adevărat. Nu e adevărat, dar... E mult mai greu la orgă. E mult mai... De ce e mult mai greu? La microfon, vă rog. Sunt mult mai multe cunoștințe necesare ca să poți cânta la orgă. Da, pentru corazon așa e mai dulce acordeonul. Fără discuție. Orga este un instrument electronic. Ori acordeonul, nu sunt de acord cu acordeonele Roland, adică electronice, chiar dacă o să supere Șerban pe mine, prefer instrumentul clasic, unde are scaun din lemn, muzicuță din oțel, burduf, dar evoluția, nu putem sta în calea evoluției. Da, ce te-a făcut pe tine să alegi acordeonul și nu alt instrument? Nu știu, așa pur și simplu am prins o dragă de acest instrument și... Nu știu, ai mai văzut pe la tine în familie, lăutar pe acolo, prin sat? Da. Ai avut în familie sau acolo în localitate? Da, tatăl meu tot așa în tinereții, el mai cânta la anunții și tot la acordeon și prin casă așa mai cântam și eu cu el, adică mă jucam atunci, chiar am... Au văzut că... Îmi place acest instrument și m-a dat la școala populară. Îți dorești să faci conservator și să mergi pe acest drum mai departe? Nu. Adică vreau să merg cu acordeonul și cu asta în paralel și să mai fac ceva pe lângă. Adică să mai am un plan B cumva. Da. Noi ne-am împărțit așa melodiile pe grup. Am început să ne prezentăm, n-am mai păstrat acea ordine, o să vorbim așa cu toată lumea, să nu supărăm, mai sunt acei trei falnici feciori acolo. Bună seara! Bună seara! Și bine ai venit, cum te numești? Mă numesc Mihail Emanuel Emilian, sunt elev la Liceul de Arte Ștefan Lucian și... La Școala Populară de Arte? Școala Populară sunt în anul 2, la acordeon. Da, la fel. Cum ai prins tu drag de acordeon? Păi mi-a plăcut mie foarte mult. Meu, își dorea foarte mult ca cineva din familie să cânte la acordeon și... De unde vii tu? Din ce zona? Sunt din Botoșani. Din Botoșani, am înțeles. Da, deci cumva moștenești așa din familie. Bunicul meu nu cânta, însă aprecia foarte mult instrumentul și îi plăcea foarte mult. Am înțeles. La fel, îți dorești să faci o carieră din acest instrument? Da, de ce nu? Sau îți dorești o altă profesie pentru mai târziu? Nu. Sau încă nu te-ai gândit? Momentan mai vedem cum evoluează situația. Da, sperăm în bine să evolueze. Da, mai departe. Ce pot să spun? Mare bucurie, mare veselie, nu? Azi avem noi o vorbă, domnule profesor. Știți că eu cu tatălui am fost coleg. Și cântam eu o melodie, mare bucurie, mare veselie. Și el era tătica, așa. Da. Și spunea acasă la taică, sunt mare bucurie, mare veselie. Da, și mie îmi pare bine acum și sunt foarte bucuroasă. Angel, Babică, uite, în sfârșit, așa, un flăcău atât de mândru și de falnic, ai reușit și ți-ai dorit să duci mai departe talentul tatălui tău. Vorbesc la un locul tău pentru că îl cunosc pe tatăl tău, dar te las și pe tine. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, mă numesc Babi Angel Cristian, am 17 ani, studiez pianul la Liceu de Artă, sunt în clasa 10-a și sunt în anul 2 de studiu la Școala Populară. La Liceu de Muzică ai făcut pian. Da. Știu că ai participat la foarte multe concursuri de gen. Și olimpiade. Nu știu, cel mai important care ți-a rămas la sufletul tău sau care ți-a încununat așa, să zic, acești ani de muncă? Nu este unul special. Vârful, cum aș putea să-l numesc, ar fi la Olimpiadele Naționale, unde se concurează pe star.
Da, eu știu, te-am auzit cu pianul, foarte, foarte talentat copil, îți cunosc familia, îi salut pe părinții tăi, sunt oameni deosebiți, o familie frumoasă. Ție îți doresc succes, Angel, la școala populară de când ești? Sunt în anul 2 de studiu. În anul 2. Nu știu, cum ți se pare la școală? Sau cum se desfășoară o oră de canto? De acordeon, da. Sunt învățată cu soliștii, da. La instrument, la acordeon. Primesc cu material de făcut la domn profesor o piesă anume. O studiez în clasă, încep să învăț, acasă o aprofundez și vin cu ea învățat următoarea oră. Acum faceți și teorie. Da, deci facem și teorie. Facem foarte puțină teorie pentru că pe săptămână este o oră. Noi. Deci la școala populară cursurile sunt o oră, cum pot elevii să vină, dimineața sau după amiaza. Am înțeles. Și să vedem celălalt coleg. Bună seara și bine ai revenit. Bună seara. Da, bine v-am regăsit. Înainte să mă prezint celor care ne urmăresc, vreau să-i spun și un sincer la mulți ani domnului profesor. Mulțumesc, Șerban. Mă numesc Cărămidariu Șerban. Am 17 ani. Sunt elev la Liceul de Artă Ștefan Lucian, în clasa 11. Și absolvent al Școlii Populare de Artă. Sunt cam de 8 ani la Școala Populară. E mult, e puțin, așa, pentru studiul la acordeon? Atenție un pic, cu mine a făcut 5 ani, 2 plus 3, dar este în orchestra școlii, deci a fost în orchestra domnului Fantu, reposatul profesor care și eu săptămâna trecută. Da, am fost în orchestra școlii și în același timp cât am făcut și acordeonul cu domnul profesor. Ce să mă Probabil că în acești ani de muncă ai participat și tu la foarte multe concursuri de gen și iată, ți-au adus așa rezultate în urma muncii de atâția ani de zile, Șerban. Da, am participat la numeroase concursuri naționale, internaționale. Dacă ar fi așa. Da, te rog. Am câștigat premii foarte frumoase prin munca pe care am depus-o, dar s-a meritat. Nu știu, ai un model de acordeonist, de instrumentist la acordeon? Nu, pot să spun că am un idol. Sunt foarte mulți acordeoniști pe care îi urmăresc, care îmi plac. Îmi plac foarte mulți acordeoniști, atât care cântă pe placul meu. Nu am unul preferat. Îți dorești să-ți faci o profesie din asta sau să rămână doar așa o pasiune? Deja pot să spun că am o profesie, prestez împreună cu o formație la Iași. Și pe mai departe, nu știu. Mai am timp să mă mai gândesc, nu știu sigur. Doamne ajută, să-ți ajute Dumnezeu în tot ceea ce gândești, valabil pentru fiecare. Ce-am ascultat în deschiderea emisiunii, domnule profesor? Am ascultat un tango, Adios Muchachos, o piesă scrisă în 1926, Carlos Daniel, și ultima piesă tot de Carlos Daniel, 1927. Deci au foarte mulți ani, aproape 100 de ani aceste piese foarte... Le am în repertoriu de la fostul meu profesor, Dumitru Țurcanu, Titel Țurcanu, cum știa lumea. Sunt absolvent al acestei școli în 1990, deci acum mulți ani în urmă, 31 de ani, am făcut și eu această școală. Da, o să mai discutăm, pentru că probabil o să mai avem timp, dar haideți să ascultăm... primul calup, așa cum l-am denumit noi, de melodii. Să-i ascultăm așadar pe Raluca Grădinaru, Șerban Grădinariu, sau Grădinaru, am greșit. Șerban Cărămidariu, Angel Babi și David Avornicesei. Deci prima, Raluca. Raluca. Thank you.
Mulțumesc și vă felicit pe toți. Nu știu ce mulțumire mai mare poate avea un profesor decât, iată, să vadă rodul muncii prin rezultatele ce le obțin acești copii. Adevărat, acest rod eu îl știam, am venit să vi-l prezentăm, să-l vadă și părinții, să-l vadă și ceilalți. Deci ei trebuie să înțeleagă că numai prin muncă se poate ajunge aici și în altă parte, da? Deci, prin muncă, până la urmă, cântatul nu este o muncă, este un hobby, este și o muncă. O plăcere. Nu este o muncă, nu este adevărat. Când e muncă, e la alt nivel. Aici nu, încă nu se poate spune muncă. Pentru că și noi, e o plăcere. Și dumneavoastră, și noi ceilalți am pornit așa de jos, da. Ne-am ridicat ușor, ușor până am ajuns unde am ajuns, e cazul al dumneavoastră, pentru că, acum am spus, proveniți dintr-o familie simplă, ați început așa la nivel de amator și iată, prin multă muncă, perseverență, ați reușit să ajungeți acolo, poate unde v-ați propus, nu știu, v-ați propus acest loc, chiar mi-am propus. Pot să spun că soția mea, Versave Vecriuc, a fost, ajungem și aici. Ea a fost mijloc care m-a ajutat, omul care m-a ajutat să trec prin toate aceste lucruri. Și de ce să nu vorbim și despre formația pe care o avem? Da, faceți de 21 parte din... de ani avem o formație, formația Folclor Botoșan, cu care zic eu că mulțumim oamenii la nuntă, atât timp că încă ne caută, înseamnă că e bine. Și ne caută deja pentru 2022, chiar 2023. Să dea Dumnezeu să fie bine. Anul ăsta, să vedem, poate ne ajută guvernul să mai dea drumul și la... El să fie o problemă. Da, așa cum ați spus, soția dumneavoastră, cunoscută interpretă de muzică populară, Versavia Vecliu, colega mea, colega noastră, o așteptăm aici. E la școală în acest moment, nu în a putut, care ori. Așa este, nu a putut să fie prezentă în această seară, dar probabil că la un moment dat va fi posibilă și întâlnirea cu dânsa. Iată, o familie de muzicieni, să spunem, nu știu, v-a unit cântecul? V-ați întâlnit prin intermediul muzicii? Dar tot oameni din muzică ne-au făcut cunoștință și cred că prima dragoste, tot muzica rămâne între noi. Am zis bine. Am înțeles. Aveți o familie frumoasă, cu doi copii. Un băiat și o fată, da, sigur. Un băiaș și o fată, da? Nu știu, v-au moștenit vreunul dintre ei? Amândoi ne-au moștenit. Andrei la liceu de artă în clasa 12-a. Da. Așa. Florian face 25 ani luna viitoare și, de fapt, nu luna viitoare, în mai. Să spun mai exact, nu știu când s-a născut. Tații mai obișnuiesc să Nu, Andrei pe 1 aprilie și 1996 și Florian pe 19 mai. Da. Ați muncit, aveți doi copii frumoși, o casă frumoasă, că de ce să nu spunem, stați la curte cu prin muncă poate sigur. Unde îți dorești. Pentru că ceea ce obții prin muncă este cel mai frumos lucru și cel mai trainic, să spunem. Da, prin multă muncă, multă muzică și cred că înainte de toate a fost Dumnezeu, întotdeauna deasupra. Pot să spun că suntem favorizați din acest punct de vedere, ne-a ajutat Dumnezeu întotdeauna, când ne-a rugat, am primit răspuns. Așa cum cred că primește toată lumea, dar nu-l vede. Noi l-am văzut, l-am simțit. Dacă spun, vai, nu mă ajută. Ba, te ajută, cere și vei primi. Dar nu atunci când vrei. Atunci când o să considere cel de sus că meriți. Iată, am observat la acești patru tineri pe care am ascultat, că o să-i ascultăm și pe ceilalți imediat, au abordat așa și stil lăutăresc, mă refer aici la Angel, da? Este mai aproape de sufletul tău acest stil. Tu dă din cap, că nu ai microfonul. I-am propus această piesă, a fost înscris la concurs anul trecut la Piatra Neamț. Este o horă de ascultare a interpretului Vasile Duminică de la Moldoveni, de la Republica Moldova. Am preluat-o așa pur și simplu cu negativ pe clapă, deci nu cu negativ cu orchestră. Nu le sugerați dumneavoastră ce să aleagă sau o vine ei cu... Da, le sugerez eu în funcție de ceea ce pot face. Deci, am înțeles. Posibilitățile și abilitățile fiecăruia. Deci nu, să nu crezi că dau lovitura, chiar spun o piesă și chiar merge. Nu, încercăm mai multe până stabilim. Da, asta se potrivește. Raluca, de exemplu, a cântat o piesă a regretatului Costel Moise, acordeonist, virtuos al nostru,
Da, și fost dirijor la Orchestra Rapsozii Botoșanilor, da? Deci, eu l-am cunoscut foarte puțin așa de aproape, dar l-am admirat și admir în continuare și astăzi tot ce aud de Costel Moisa, pe unde aud, până se mai poate asculta ceva. O să vorbim după ce ascultăm pe următorii artiști. De fapt, mai avem, o să începem cel de-al doilea calup cu o piesă de grup. Da. Da, după care Andrei Gavrilă, Florin Vecliuc și Emanuel Mihaila. Deci, un cuvânt doar despre piese, este vorba despre Izvorașul sau Puriașul, Eugen Doga, un vals, frumos vals, care zic eu că o să vă placă. Da, iată, îmi place că ați abordat și vals și tango, doar nu muzică populară, și l-ați combinat așa frumos, să fie cât mai mult și cât mai frumos și pe placul dumneavoastră. V-am zis, stați alături de noi, pentru că se merită.
Dragilor, pentru aceste melodii frumoase care doriți, domnule profesor. Cel puțin mi-a încântat așa, într-un mod plăcut, auzul acești tineri. Frumos, sper și acasă să fi simțit același lucru. Domnule profesor, acești tineri, după terminarea Școlii Populare de Artă, pleacă cu o diplomă. Da, se eliberează diploma de absolvire. Așa că suntem aproape de final. Sunteți, vă considerați un om împlinit? Da, da. Până aici, da. Ce vă doriți pe mai departe? E bine așa, sănătate, cum e să meargă în continuare lucrurile, că e bine așa. Să fim sănătoși cu toții și să treacă pandemia asta. Da, și să fim întrebați, așa cum spuneați adineauri, că sunteți sunați pentru anul viitor, să dea Dumnezeu da. Să avem de lucru, da, așa și... pentru toată lumea. Și încă o întrebare astăzi, fiind ziua dumneavoastră, sunteți berbec, nu? Cred. Da, bineînțeles. Nu știu, cum a fost așa viața alături de soția dumneavoastră? De ea mai echilibrată, nu? Cred. Sigur, berbecul da. Mai cu cornițe, ea mai echilibrată, așa? Suntem doi berbeci, un taur și ei balanța în casă. Așa am înțeles, ea ține echilibru. Păi sunteți acasă împreună, la evenimente da. Împreună, la școală împreună, nu știu, n-a intervenit niciodată plictiseala? Au trecut 25 ani, nu știu când, parcă ieri a fost... prima zi când ne-am cunoscut. Așa, deci acest acum, sentiment nu, secret, nu l-ați pe cunoscut. Care nu prea l-am spus, dar îl spun acum la televiziune, ca să știe toată lumea. După nicio lună de zile am cerut-o de soție. Deci am fost cunoscut-o după 3 săptămâni. Dragoste la prima vedere. Bineînțeles că am fost refuzat din start. Deci da, cum? De unde atâta? În 3 săptămâni vrei chiar nuntă? Dar am știut că ea. Deci am știut că ea, când am văzut-o... Da, o femeie frumoasă, Versavia. Am știut că ea, nu numai că e frumoasă, și... am văzut acum. Toate calitățile, nu numai frumusețea. În 25 ani le-am cunoscut toate. Spun că bunul Dumnezeu are grijă de fiecare și ne-a făcut unul pentru altul, de ce să nu mă dau mare și un pic, nu numai că ea era... Ca în fiecare familie nu poate fi roz tot timpul, nu știu, da. Cine a lăsat de la el așa mai mult? Amândoi lăsăm, amândoi, dar ea știe când se lase, eu mai... vin dintr-o zonă unde mai bărbații sunt mai aprigi, mai iuți. Dar ea știe întotdeauna când să lase. Și probabil și profesional v-ați sprijinit dintotdeauna. Da, mai când mult ea pe mine. A avut unul... Mai mult ea pe mine pentru că ea a terminat un liceu de artă. Vine dintr-o familie de lăutari, de muzicieni, da. Liceul a fost desfințat o perioadă. Adică nu a fost închis. În 90 s-a deschis din nou liceul. Ori eu atunci am terminat. Da, mi-a fost foarte greu să recupăr. Școala Populară m-a ajutat foarte mult studiu, așa, plus că am lucrat cu ea și până am reușit să intru și eu la Facultatea de Arte. Acordeonul l-am făcut master, un pic mai târziu, dar... vă felicit pentru da, ambiție reușit, și pentru... Da, pot să spun că în Școala Populară am predat și la copii nevăzători. Am făcut un master și aici, că nu știam cum să lucrez cu ei. Am reușit să termin la Brașov și un master care să mă ajute să lucrez inclusiv cu... Numai că nu se iei prea mulți în clasă. Am 30 de elevi în clasă, deci nu pot să lucrez decât cu 1-2 maxim pe an. Am înțeles. De acest... Vă felicit. Mulțumesc. Vă doresc mult succes.
la mulți ani și o viață plină de bucurii și de împliniri sufletești și nu numai, pentru că cu toții muncim până la urma urmei pentru bunăstare, să ne fie bine nouă și familiilor noastre, iar acești tineri minunați să vă aducă numai bucurii și rezultate foarte bune, pentru că munciți alături de ei și împreună cu ei, probabil și părinții sunt alături de voi, de dumneavoastră. Da, în perioada aceasta a pandemiei, noi, școala noastră nu a fost închisă, lucrând doar cu un elev pe oră, doar se intersecta eventual într-o oră unul cu celălalt, foarte puțin, deci nu a fost închisă. Noi mergem pe... Încă nu ne-au închis nimic. Am înțeles, cu regulile de rigoare. Da, fără discuții, cu tot ce ține de regulile de rigoare. Vă mulțumesc, dragilor. Felicitări. Vă doresc mult succes și vă mai aștept aici la noi. Da, mi-ați plăcut tare mult. Semn că, iată, chiar dacă poate n-ați venit la început așa chiar din mare plăcere pentru acest acordeon, dar pentru acest instrument, dar probabil până la urmă a început să vă placă, pentru că se vede că există dragoste pentru și pasiune pentru acest instrument. Vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani, multă putere de muncă. Mulțumesc. Așadar, îi ascultăm în finalul emisiunii. Da, vreți să mai spuneți ceva? Da, să rog. Salutăm pe domnul director Liviu Androni, care ne sprijină, ne ajută, personalul de la Școala Populară, care la fel ne ajută să ne putem desfășura orele într-un regim normal, cu toți colegii la Școala Populară și ceilalți colegi din clasa ai copiilor, pentru că nu puteam să-i aduc pe toți aici, dar promit că următoarea serie o să-i aduc și pe ceilalți. Da. Îi ascultăm în final pe încă o dată pe Angel Babi, Șerban Cărămidariu, Sebastian Odan și o piesă de grup. Vouă, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară minunată. Această emisiune poate fi văzută în reluare în această seară la orele 22 și mâine dimineață la ora 10.